și îi spune: îmi pare rău, dragă, că a durat atât de mult, ești pregătit, am venit să te iau acasă. Și ați observat, după ce situația s-a schimbat, fericirea unuia și dezamăgirea celuilalt. Ce facem noi cu viața? Am câteva întrebări pentru dimineața aceasta. Prima este: ce îți dorești? A doua este: de ce îți dorești? Care este motivația din spatele dorinței? A treia este: să spunem că ai obținut ceea ce ți-ai dorit. Cum te-a schimbat acest lucru? Și a patra: îți amintești cum erai înainte ca părinții, anturajul, mass media, societatea, chiar și biserica să-ți spună cum ar trebui să fii? Și vom afla răspunsurile la întrebările acestea prin două personaje biblice destul de cunoscute, și anume, pe de o parte, Iacov, pe de altă parte, Iosif. Circumstanțele pe care le-au avut ca și dezvoltare pe vremea copilăriei sunt total diferite la unul față de celălalt. Și totuși, fericirea nu depinde de context, ci de caracter. Pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu a ales planeta Pământ în care să ne naștem și nu noi, și tot Dumnezeu a ales părinții pe care să-i avem și nu noi, iar părinții la rândul lor au făcut tot ce au putut sau considerat ei mai bine că este necesar pentru educația noastră și pentru a ne demonstra pe adevăratul Dumnezeu. Cât au reușit? Se vede oarecum în viețile noastre sau în alegerile noastre. Întrebarea este: ce-mi doresc? Sunt două traduceri pentru Psalmul 23:1. Varianta Cornilescu spune: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Cu alte cuvinte, relația mea pe care o am cu Dumnezeu acum îmi determină viitorul. Vai, ce viitor liniștit o să am! O altă traducere a aceluiași text spune așa: Domnul este păstorul meu, nu îmi lipsește nimic. Poftim? E total diferit. Cu alte cuvinte, sunt prieten cu Dumnezeu, acesta este prezentul. Mai departe, nu sunt prieten cu Dumnezeu, nu am o relație cu El ca să obțin niște avantaje. Asta nu există. Și dacă am tot ce îmi trebuie, ce-mi mai doresc? Ce și-a dorit Iacov și care era motivația din spatele dorinței lui? Haideți să începem cu Geneza. Capitolul știți în ce capitol se află? E cel mai simplu, poate cel mai cunoscut pasaj. Când și-a dorit ceva care nu-i aparținea lui, ci fratelui mai mare. În capitolul 25 se descrie nașterea lor, în care Domnul spune, la versetul 23, două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acesta va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. Ce însemna, de fapt, dreptul de întâi născut? Din punct de vedere material, era o binecuvântare dublu, primea dublă moștenire. Din punct de vedere spiritual, însemna că persoana respectivă era preotul familiei și din genealogia lui se va naște Mântuitorul Lumii. Acestea erau privilegiile. Care erau condițiile? Una singură, care ne-o cere și nouă Dumnezeu astăzi: să asculți de Dumnezeu. Atât. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Să asculte Dumnezeu în ceea ce privește căsătoria, în ceea ce privește jobul tău, serviciul tău, în ceea ce privește relațiile tale, cum ți le alegi, ce se întâmplă, cum te schimbă lucrul acesta și în toate domeniile vieții. Ce s-a întâmplat oare cu părinții? Știm foarte bine că Rebeca și Isaac aveau preferințe și au așteptat mult până să se nască cei doi copii. Și anume, 17 ani. S-a născut la 42, l-a avut la 60, se spune despre Isaac.
Ce faci când îți dorești ceva și ca om îți dorești acum, sau dacă s-ar putea îmi doresc acum și să primesc ieri? Și Dumnezeu zice, eu am timpul meu, știu ce îți trebuie cel mai mult și vei primi ceea ce ai nevoie la timpul meu. Ce faci? Suntem un Avram care ascultăm de Sara și împlinim noi, găsim noi metode să împlinim făgăduința Dumnezeu. Suntem un Iacov care și el a încercat să obțină ceva care era deja făgăduit. Sau suntem un Iosif care singurul lucru care și l-a dorit a fost Dumnezeu. Atât. Nu și-a dorit nimic mai mult. Haideți să aflăm. La versetul 27 din același capitol 25 se spune, băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, iar Iacov era un om liniștit care stătea acasă la corturi. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Odată, pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. Și Esau i-a zis lui Iacov, dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Iacov a zis, vindem azi dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte, la ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov a zis, jură-mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de lintă. El a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Și acum, privind din perspectiva părinților, spuneam mai devreme, îți amintești cum erai înainte să-ți spună alții cum ar trebui să fii? Din perspectiva părinților, ce i-a spus Isaac cum trebuia să fie lui Esau și ce i-a spus lui Iacov? Spiritul profetic spune că pentru amândoi, la amândoi le-a făcut cunoștință cu un lucru esențial și anume dreptul de întâi născut și le-au explicat părinții ce înseamnă lucrul acesta, care sunt avantajele și care sunt condițiile pentru care le cere Dumnezeu. Care credeți că a fost reacția? Aceeași educație. Aceeași educație, dar cu o mare deosebire, părtinirea. Unul preferă pe unul, altul preferă pe celălalt. Și m-am întrebat, prima dată, la prima impresie, știți că mai târziu Rebeca, mama îl ajută cu ghilimele de rigoare, îl învață pe fiul său să înșele, într-un mod extrem de perfid, a mințit de trei ori. Și m-am întrebat, oare de ce a făcut lucrul acesta? Pentru că era doar fiul ei preferat? Dacă ați citit în Patriarhi și Profeți, aflăm răspunsul. Spune așa, Iacov și Esau prezintă un contrast izbitor atât în caracter cât și în viața lor. Esau a crescut iubind satisfacerea eului, impulsiv în fața restricțiilor, se complăcea în libertatea sălbatică a vânătorii. În schimb, Iacov, grijuliu, inteligent și prevăzător, gândindu-se întotdeauna mai mult la viitor decât la prezent, a fost mulțumit să stea acasă, ocupându-se cu îngrijirea turmelor și cultivarea pământului. Ce trăsături de caracter avea Iacov? Perseverență, cumpătare și prevedere. Lucruri care erau apreciate de Rebeca. Au fost învățați amândoi, vă spuneam. Numai că Esau nu avea nicio plăcere în consacrare, nicio înclinație spre viața religioasă. Cerințele care trebuia să le îndeplinească ca să primească dreptul de întâi născut, pentru el erau o urăciune. Legea lui Dumnezeu considera că îi restrânge libertatea. Îi plăcea un singur lucru, să facă ce vrea și anume ceea ce îi place. Era singura regulă de viața lui Esau. Iacov, în schimb, dorea dreptul de întâi născut și m-am întrebat pentru ce. Și tot spiritul profetic spune că nu l-a interesat din punct de vedere financiar, ci dorea cu adevărat să fie preot în familie și dorea cu adevărat un singur lucru. Prin el să aparține poporului lui Dumnezeu, să fie în genealogia lui Iisus Hristos. Și a devenit subiectul acesta cel mai important lucru din viața lui Iacov și a încercat în disperare. De ce? Care era problema ca să-l obțină?
El a crezut că atât timp cât Esau deține, are dreptul de întâi născut, făgăduința lui Dumnezeu, care îi fusese clar dată, cel mai mic. Ce spune? Ce a spus textul, care l-am citit mai devreme? Tare, tare, vă rog. Foarte bine. El știa, practic, că avea dreptul de întâi născut. Cândva Dumnezeu îl va da. Dar ce a făcut? Trebuie să muncesc și eu pentru asta. El a considerat că atât timp cât îi aparține lui Esau, el nu-l va primi. A fost prima eroare a lui Iacob. Noi ce credem astăzi? A doua eroare, încearcă în primul rând singur. Și ați văzut tranzacția, în schimbul foametei, Esau decide, sunt pe moarte, nu am ce să mănânc, lucru total fals, mai avea puțin și ajungea la corturile tatălui său, deci avea ce să mănânce, dar ideea lui, vreau acum, ceea ce îmi place să mi se dea acum, în momentul acesta, nerăbdarea, l-a făcut să spună la ce îmi slujește dreptul de întâi născut și-l vinde. Și Iacov nu-l crede și cere, jurăm lucrul acesta. Și Esau îi jură. Ce face Rebeca în acest timp? Rebeca oferă argumente, nici eu n-am știut, pentru că în Biblie nu scrie, Rebeca oferă argumentele caracterului lui Iacov, discută cu soțul ei și explică de ce Dumnezeu îi oferă dreptul de întâi născut și că el, ca tată, în momentul în care va oficia binecuvântarea, să recunoască ceea ce spune Dumnezeu, adică să dea dreptul de întâi născut cui spune Domnul, adică nu lui Esau, care s-a născuse primul, chiar dacă erau geameni, ci lui Iacov. Care credeți că a fost răspunsul lui Isaac? Tare? Tare? N-am auzit. Pe cine prefera Isaac? S-a lăsat convins de soția lui. Nu. Avea o dorință prea puternică să-i dea dreptul de născut lui Esau și n-a vrut. Însă se întâmplă ca în viața lor să se vadă caracterul mai pronunțat și Rebeca vine din nou la Isaac, a doua oară. Și Isaac spune din nou nu. După aceea, ajungând bătrân și orb, Isaac a cunoscut opoziția Rebecăi pentru intenția lui, aceea de a oferi binecuvântarea lui Esau. Ce s-a gândit? Voi face lucrul acesta, pun un plan la îndeplinire și îmi va reuși, astfel încât să nu obțină Iacov dreptul de întâi născut. Și discută cu fiul său Esau și spune, du-te la câmp și adu-n vânat, Geneza 27:34. Fă-mi o mâncare cum îmi place mie, ca să debinecuvinteze sufletul meu înainte de a muri. Ce se întâmplă? Aude Rebeca. Și dacă aude Rebeca, era convinsă, atenție, ea era convinsă, citez din Spiritul Profetic, era convinsă că faptul acesta era împotriva lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu descoperise care era voința. Isaac era în primejdie de a-și atrage neplăcerea divină și de a lipsi pe fiul său cel mic de poziția la care îl chemase Dumnezeu. Poftim? Păi nu era corect cine s-a născut primul, acela să primească binecuvântarea? Rebeca a încercat să-l facă pe Isaac să înțeleagă acest lucru. Și Isaac a treia oară tot nu înțelege. Și în final Rebeca se hotărăște, dacă tu nu vrei și dar Dumnezeu zice așa, găsesc eu o metodă să împlinesc ce zice Dumnezeu. Unde a greșit Rebeca? Tare! A, bun. Mai am un răspuns bun. Mai aveți și altă părere? Se spune așa, unii au atât de mult grijă de ei înșiși, încât nu-l mai lasă lui Dumnezeu nicio ocazie să le poarte el de grijă. Unii au atât de mult grijă de ei înșiși, încât nu-i mai lasă lui Dumnezeu nicio ocazie să le poarte de grijă. Este ceea ce a făcut Rebeca. De ce? Ea a crezut, spune, l-a asigurat pe fiul său că dacă îi urmează sfatul, adică dacă minte, dacă îl învață să fie înșelător pe mai departe, care oricum reveni la numele celor doi copii, Iacov însemna fix asta, cel ce înșeală. Deci el a făcut-o prima dată și după care a ratificat purtarea lui mama lui. Deci mama lui l-a învățat mai departe să-și desăvârșească acest talent. De fapt era defect de caracter.
Și ce face Iacov? Spune că n-a consimțit imediat la planul propus de ea. S-a gândit că a-l înșela pe tatălui este un păcat și că nu poate, că mai degrabă atrage asupra lui blestemul decât binecuvântarea. Deci, inițial, Iacov a reușit să realizeze ceea ce mama lui nu putea. Mama lui, gândiți-vă că ea știu de la început făgăduința lui Dumnezeu. Se roagă de soțul ei de 3 ori să o împlinească. Soțul ei refuză. Ce face ca mamă? Eu împlinesc făgăduința lui Dumnezeu. Așa s-a gândit. Este modalitatea în care s-a gândit ea. Numai că, în momentul în care Dumnezeu promite ceva, noi trebuie să avem răbdarea, uneori trec ani, până când Dumnezeu împlinește în felul lui, la timpul potrivit de el. Și binecuvântarea va fi completă. Încercând să ne obținem aceeași binecuvântare care ne-a fost făgăduită singuri, în modalitatea noastră, la timpul dorit de noi, s-ar putea să obținem un dezastru care s-a întâmplat numai în viața, din păcate, nu doar în viața lui Iacov, și în viața Rahelei și în viața copiilor lui. Și ați spune, da, a fost un păcat și și-a mai cerut și iertare. Da, dar consecințele au rămas. Până la urmă, Rebeca l-a asigurat că dacă îi urmează sfatul, va putea obține binecuvântarea așa cum făgăduise Dumnezeu. Poftim? Făgăduise Dumnezeu o binecuvântare prin înșelătorie? De aceea s-a gândit Rebeca. Așa a făgăduit Dumnezeu, te ajut eu să o îndeplinim. Și cunoașteți foarte bine episodul în care găsesc toate tertipurile necesare, astfel încât Isaac, tatăl, reușește să gândească, recunosc, vocea este a lui Iacov, dar mâinile păroase sunt ale fiului meu Esau. Și reușește să-l păcălească. Și se întoarce Esau. Și Esau spune, nu mai ai nicio binecuvântare pentru mine? Și Iacov spune, l-am binecuvântat. Ce am binecuvântat? Rămâne binecuvântat. Pardon, nu Iacov, Isaac. Bătrânul orb, spune spiritul profetic, când a aflat de înșelăciunea care i-a căzut victimă, i-a străfulgerat în minte convingerea că mâna providenței a fost cea care nimicise planul său și împlinise chiar lucrul pe care el a dorit să-l împiedice. Deci, până la urmă, când a înțeles Isaac, când a fost prea târziu, Esau n-a înțeles niciodată. Ce a dorit el? N-a dorit binecuvântarea relației cu Dumnezeu, a dorit avantajul material. De fapt, Esau a avut șansa pocăinței, dar a ratat-o în aceeași manieră în care a ratat-o Iuda. Pentru ce s-a căit? A zis, am vândut sânge nevinovat, dar nu păcatul în sine, ci consecințele, faptul că Iuda credea că Iisus se poate salva singur și Iisus n-a făcut-o. Și atunci, aceea nu este o pocăință adevărată, la fel cum n-a fost în cazul lui Esau. Întrebare, în momentul în care Dumnezeu făgăduiește ceva, făgăduiește arbitrar? Oare nu putea Dumnezeu să-i dea dreptul de întâi născut cu toate privilegiile necesare lui Esau? Da, putea. Cine, de fapt, s-a exclus singur? Esau. Noi ne alegem caracterul. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, are atât de multe binecuvântări și speciale pentru fiecare caz în parte. Și dacă dumneavoastră, să spunem, v-ați născut într-un anumit mediu care v-a învățat ceva despre Dumnezeu, atât cât s-a putut, poate n-a fost corect, transmiterea, modalitatea, nu puteți schimba nimic, precum copilul din video. Aceste condiții nu le putem schimba, dar caracterul poate depăși circumstanțele. Caracterul câștigă în final. Și până la urmă, cel mai important este aprobarea lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Ceea ce se vede, ce a văzut copilul în celălalt, îmbrăcăminte perfectă, totul extraordinar și și-a dorit, de multe ori, ceea ce dorim, nu știm cu ce preț a fost obținut. Și dacă acel preț este obținut prin vicleșug, dacă nu este de partea lui Dumnezeu, atunci îmi doresc ce? O himeră, îmi doresc ceva ce nu există. Și m-am întrebat cine a spus despre Esau, care a fost caracterizarea lui Esau. Evrei, capitolul 12, versetul 16 și 17, spune așa: vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut
Și știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Ce îmi doresc? Esau, de fapt, prima lui decizie, a luat în căsătorie două din fetele hetiților. Era una din cerințele lui Dumnezeu, să nu te încrești cu popoare care nu-L cunosc pe Dumnezeu. De ce? Pentru că te vor atrage spre idolii acelora, îl vei uita pe Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a fost deloc egoist în momentul în care a spus lucrul acesta. Nu din egoism. Și Esau face aceasta și Rebeca știe și degeaba îi spune lui Isaac. Isaac rămâne la hotărârea lui. Mai departe, istoria ajunge Iacob la Laban și încearcă să vadă care dintre ei este mai abil în a-l înșela pe celălalt. Se întâmplă de 10 ori să-i fie schimbat salariul și de 10 ori încearcă și Iacov să ia măsuri, găsește ce măsuri să ia astfel încât urmele lui să crească și al lui Laban să rămână mai puține. Este toată istoria, dacă o citiți, care pe care. Și înșală Laban pe Iacov de mai multe ori, dar Iacov putea să decidă. La prima dată, în momentul în care i-a dat o soție după cei 7 ani pe Lea, avea dreptul Iacov să refuze? Da sau nu? Ce a făcut Iacov? A acceptat. Și mai departe, în copiii lui, se va vedea problema poligamiei, ce rezultat a fost din bătălia celor două soții pentru un singur soț. Nu a mai putut să excludă nimic, dar avea dreptul să spună nu. Eu ți-am slujit 7 ani, îți mai slujesc încă 7 dacă vrei, dar eu o vreau pe Rahela. A zis Iacov, bine, dacă tu spui, bine. Și pentru că Lea s-a învoit la lucrul acesta, a vrut și ea, atunci Iacov n-a putut o iubi. După aceea, v-am spus, de 10 ori schimbă salariul și la final încearcă Iacov să plece. De ce n-a plecat Iacov mai devreme? Stăm într-o asemenea situație în care cineva își bate joc de noi la infinit? De ce n-a plecat Iacov? Tare! De ce n-a plecat Iacov mai repede de la Laban? Câți ani a stat la Laban? 20. De ce n-a plecat mai devreme? Tare, nu s-aude. Era teamă de Esau. Bun răspuns, dar cu toate astea, primul lucru, când a plecat și era singur și a stat pe piatră la Betel, s-a rugat, s-a pocăit cu adevărat de păcatul lui. Mai trebuia să-i fie teamă? Nu s-a pocăit definitiv, pentru că în viața lui cu Laban a repetat același păcat de nu știu câte ori. În momentul în care te pocăiești cu adevărat, ai părăsit păcatul respectiv. Nu-l mai repeți, nu mai există. Spune că e o continuă părere de rău și te ferești să-l mai faci. Deci el era teamă de Esau. Și Dumnezeul acesta extraordinar, în ciuda înșelătoriilor lui Iacov, Dumnezeul acesta îi dă asigurarea prima dată când îngerii, dacă vă aduceți aminte din text, spune îngerii urcau și coborau și nu coborau și urcau. Deci unde erau îngerii? Lângă Iacov. Merita Iacov? Nu. Cum e Dumnezeu? Altfel. De ce? Prima asigurare, a doua asigurare când mergea, când pleacă în sfârșit de la Laban, avea o ceată de îngeri în fața lui și una în spate pentru protecție. Merita Iacov? De câte ori înșelase Iacov? De câte ori a fost Iacov credincios lui Dumnezeu? Totuși, la final spune, dacă n-ar fi fost Dumnezeu cu mine, nu m-ai fi lăsat nici măcar acum să plec. Știți că a plecat pe furiș când Laban nu era acasă și pleacă Laban după el după 3 zile să-l caute. Și în momentul în care îl găsește cu aceeași fărțărnicie, îi spune, de ce nu mi-ai spus că plesam și eu timp să-mi iau rămas bun de la tine? Oare? Asta vroia. Fetele, e înșalat Iacov inclusiv de soția lui, la care nici că se aștepta. Ce cere Laban? Cere idolii. Idolii mei nu sunt, îi vreau înapoi. Unde erau idolii? La Rahela. În momentul în care știi un adevăr și nu-l spui, cum se cheamă? Asta a făcut Rahela cu Iacov. El n-a știut și a spus la cel la care se găsește să moară. Ce se întâmplă? Moare pe drum. Pierde Iacov ce iubea cel mai mult. Nu s-a mai întâlnit, n-a mai văzut-o niciodată nici pe mama lui, a fost un efect al păcatului și o pierde și pe soție singura pe care o iubea cu adevărat. Și până să ajungă la Esau, gândește el ce strategii. Și m-am gândit și aici, dacă el credea, dacă a avut două știri de îngeri, ce a făcut el? Ce a făcut Iacov să-l înduplece pe Esau?
trimite prima parte de soli către Esau și spune, să-i spuneți, domnul meu. Adică, cu alte cuvinte, știi, eu sunt robul tău. Păi cum adică, nu-i jurase, nu luase dreptul de întâi născut, acum recunoaște, eu sunt domnul meu. Vede că n-are rezultat, ce mai face? Îl asigură pe Esau că n-a venit să ia moștenirea, el știa ce vrea Esau, ce vrea din dreptul de întâi născut. Averea dublă. Ce face? Trimite o groază de turme ca dar pentru Esau ca să-l înduplece. Și după ce vede că nimic nu are efect, spune, împart în două, eu rămân sigur la pârâul Iaboc și rămâne singur și se luptă cu Dumnezeu. Cu cine se lupta de fapt? Cu Iisus Hristos a luptat toată noaptea. De ce a avut nevoie să se lupte? Dacă acel păcat, pe unul singur, faptul că el înșela, n-a reușit să-l stăpânească. La început îi spune lui Cain, păcatul bate la ușa ta, tu ce să faci? Să-l stăpânești. Și urmează ce poate cel mai important moment, lupta respectivă. Și acum să ne gândim la ceva. Nu orice lucru cu care ne confruntăm poate fi schimbat. Dar niciun lucru nu poate fi schimbat dacă nu te confrunți cu el. Întrebare. Ce ți-a dat Dumnezeu? Ce încercări ți-a dat Dumnezeu cu care să te confrunți și pe care nu le poți schimba? Poate fi vorba de o problemă fizică, de un diagnostic foarte dificil, poate fi vorba la nivel psihologic, de traume pe care le ai și care nu știi încotro. Ce ți-a dat Dumnezeu? 2. Ce ți-ai adus singur? Ce mi-am adus singur în viața mea, prin dorințele mele? Ce mi-am adus singur? Ce povară am și nu pot să o las? De ce? Povara unei dorinți poate fi mai puternică decât ne-am imaginat. Și pentru a obține lucrul respectiv, pot să fiu în stare de orice. Poate să fie lucrul respectiv un lucru bun din perspectiva Dumnezeu, dar maniera în care îl caut să mă transforme ca om și să-l pierd pe Dumnezeu. Întrebarea este, după ce ai obținut ce ți-ai dorit în viața ta, cum te-a schimbat lucrul acesta? Cât ai lăsat să fii schimbat de părinți, cum ar trebui să fii? Cât ai lăsat să fii schimbat de anturajul în care îți desfășori activitatea? Cât ai lăsat biserica să te schimbe? Și aici am o problemă. Nu neapărat faptul că merg la o biserică, sunt mântuit, indiferent care ar fi aceea. Dacă n-am o relație personală cu Dumnezeu, vin degeaba. Dacă după ce am venit aici la biserică nu pot să spun ce faci fratele meu sau să fac un bine fratelui meu de lângă mine, atunci vin doar să vin. A schimba un lucru în bine are mai multă valoare decât a încerca să explici de ce 1000 de lucruri nu sunt așa cum ar trebui să fie. Fraților, viața nu e dreaptă. Nu e, pentru că nu e. Și nu o putem schimba. De multe ori nu o putem schimba. Dar putem să fim un Iacov sau putem să fim un Iosif. Noi alegem. Ce ne dorim cel mai mult? Iosif și-a dorit un singur lucru. Știți când? Spune Spiritul Profetic, în ziua în care a fost luat ca rob, s-a rugat la Dumnezeu și a cerut Dumnezeu părinților lui să fie cu el, indiferent unde ar fi. Și de atunci până la final, rămâne de partea Dumnezeu, indiferent de consecințe. Un singur lucru și-a dorit Iosif și Dumnezeu l-a ascultat până la capăt. Chiar dacă, atenție, a fost în viața lui o temniță, a avut nevoie fix acolo să învețe smerenia și împreună asumțire, lecții de care avea nevoie mai târziu ca prim-ministru. Fără asta nu se putea. Întrebarea este, ce îmi doresc eu și cât din consecințe aduc eu asupra mea și cât îl las pe Dumnezeu să-mi poarte de grijă și să-mi dea Dumnezeu exact ce-mi trebuie la momentul în care am cea mai mare nevoie. Dumnezeu nu e nici arbitrar și nici egoist. Nu reține nicio binecuvântare de care am avea nevoie. Absolut niciuna. Dacă vreau să ascult de El, e un singur lucru. Și Dumnezeu va revărsa binecuvântări mai mult decât ne putem imagina. Oamenii acuză întotdeauna circumstanțele pentru ceea ce sunt ei. Copilul spune, nu e drept, nu e corect, nu-mi place situația în care sunt. Aș dori să nu fiu așa, dar nu pot să schimb nimic. E prima lui replică din video pe care l-am urmărit. Și în final își dorește atât de mult încât situația se schimbă. Și când se schimbă, îi e ciudă cum a putut să-și dorească așa ceva. De ce? Răspunsul este în 1 Samuel, capitolul 16, versetul 7. Și voi folosi din nou două traduceri. Varianta
română, Cornilescu, cred că se cunoaște foarte bine, 1 Samuel, repet, 16, cu versetul 17. Varianta română este... Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Era vorba despre alegerea viitorului împărat al lui Israel și Samuel când vine și îl vede pe Eliab, cel mai înalt și cel mai frumos dintre toți fiii lui Isai, cu siguranță acesta l-a vrut Dumnezeu. E versetul 6. Negreșit, umsul Domnului e aici înaintea lui, ăsta e, nu-i altul. Și Dumnezeu îi spune, nu e așa. Vă spuneam că voi folosi două traduceri. A doua traducere este, nu judecat după aparență și înălțime, pentru că l-am lepădat. Dumnezeu nu ia decizii așa cum o faci tu. Oamenii judecă după o aparență exterioară, pe când Dumnezeu se uită la gândurile omului și intențiile lui. Diferență, nu? O altă traducere a aceluiași text. Și așa și este. Dumnezeu nu judecă un păcat, noi judecăm ca oameni. Ăsta e păcat mai mare și ăsta e mai mic. Aici pot să fac așa, aici nu, dar doar faptul că n-am spus nu e chiar așa de grav ca și când găsim noi tertipuri. Nu, la Dumnezeu păcatul este păcat. Indiferent care ar fi, nu există grade de comparație la Dumnezeu și Dumnezeu judecă motivația din spatele faptelei mele. Dacă am făcut o faptă bună, dar cu o motivație greșită, nu am făcut absolut nimic. Este total greșit. Întrebarea este în această dimineață ce ne-am dorit și cum ne-am schimbat și ce ar trebui să fie în imaginea noastră. Știu că este greu, dar nu aprobarea oamenilor ne asigură cerul și ne asigură aprobarea caracterului. Oamenii spun despre noi ceea ce consideră ei, adică reputația. Oamenii îți pot strica reputația. Îngerii spun în fața lui Dumnezeu cum ești tu, de fapt, caracterul. Și caracterul nu ți-l poate atinge nimeni. Indiferent care sunt circumstanțele nașterii tale, faptul că suntem pe o planetă care a recunoscut pe diavol în viața ei, celelalte niciuna nu i-a acceptat, s-a dus diavol la fiecare planetă, numai planeta Pământ a acceptat ca invitațiile lui, nu este vina noastră. Dar dacă Dumnezeu a ales pentru noi lucrul acesta, a ales într-un singur motiv, are suficientă încredere în noi că îl vom reprezenta corect, are suficientă încredere și dragoste în noi că în ciuda ne-a dat anumite circumstanțe, pentru că El știe fix de acele circumstanțe aveam nevoie să câștigăm cerul, de acelea care nu ne plac și care nu le putem schimba și care uneori ne deranjează. Și până la urmă, 10% din viață este ceea ce ni se întâmplă și 90% este cum reacționez la ce mi se întâmplă. Cine sunt de fapt? Ce spun oamenii? Ce mă învață mass media că sunt? Ce mă învață biserica? Dacă biserica nu recunoaște păcatul drept păcat, atunci nu mă pot lua după acea biserică. Cine sunt de fapt? Dacă am în conștiința mea că vreau un singur lucru, ca și Iosif, vreau doar aprobarea cerului a lui Dumnezeu și că același Dumnezeu care a spus acesta este fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea, poate să spună același lucru universului întreg, mie, ție, tuturor care suntem aici, nu uitați că suntem o priveliște pentru îngeri, lume și oameni. Cine sunt? Ce îmi doresc? Dacă nu spune Dumnezeul adevărat lucrul acesta despre mine, acesta este fiul, fiica mea, în care îmi găsesc toată plăcerea, spune celălalt. Nu există să fiu în altă tabără, sunt doar două. Sau sunt de partea Dumnezeu, sau sunt de partea diavolului. Nu există altfel. Unul din ei ne recunoaște ca fiind al lor după un singur lucru, același, caracterul. Care caracter? Ideal ar fi să avem caracterul lui Dumnezeu. De ce? Psalmul 37:37, uite-te bine la cel fără prihană, a se înțelege fără păcat, și privește pe cel fără vicleșug, căci sfârșitul omului acestuia este pacea. Și să mai țineți minte un singur lucru, declarația lui Iisus Hristos către Natanael. Ce i-a spus? Iată un om în care... O altă traducere a aceluiași text spune, iată vine un om onest, un fiu adevărat al lui Israel. Cine era Israel?
Știți când a fost Iacov Israel? După ce a depășit total păcatul lui, când n-a mai fost un înșelător, când, după ce s-a luptat cu Iisus Hristos, și spune Spiritul Profetic, a fost biruitor. Deci Natanael era un fiu al lui Israel, nu un fiu al lui Iacov. Noi fiii cui suntem? Fericirea nu depinde de context, ci de caracter, iar Babilonul nu este undeva anume, ci Babilonul poate fi în mine și în dumneavoastră. Nu trebuie să mă duc într-un anumit loc ca să fiu mai credincios Dumnezeu. Nu contează locul. Sau sunt, sau nu sunt. E greu. E adevărat că este greu. Cu condițiile, să ne dezvoltăm în condițiile unei lumi în care de multe ori nu cunoaștem dedesubturile. Dar gândiți-vă că Dumnezeu știe și povestea mea și a dumneavoastră și știe ce este în spatele a ceea ce dorim noi. Să ne ajute Dumnezeu să ne dorim cu adevărat un singur lucru, pe El. Și ne va da Dumnezeu tot ce avem nevoie. Nu ne va lipsi nimic. În așa fel încât cei 20.000 de oameni cu care interacționăm într-o viață de om, indiferent cine între noi, să-L vadă cu adevărat pe Dumnezeu. Nu e nevoie să spun niciun cuvânt. Caracterul meu este martor și al dumneavoastră. Cine sunt? Să ajutăm, să vrem ca mâna noastră cu adevărat să se prindă de cer și să nu caut singur rezolvarea unor probleme pe care nu le pot rezolva. Să se prindă mâna mea, și aș dori să ascultăm versurile acestei piese, să se prindă mâna mea cu adevărat de cer, indiferent cât de grele sunt condițiile în care sunt, chiar dacă sunt într-o țară străină sau am o problemă, un diagnostic foarte greu, chiar dacă nu sunt iubit, iubită de soț, soție, de părinții care m-au crescut. Motivele sunt foarte multe, dar să se prindă mâna mea de cer și de Dumnezeul adevărat. Și acest Dumnezeu va împlini în mine tot ceea ce este nevoie și în dumneavoastră, astfel încât universul întreg să ne recunoască. Ca cine? Caracterul lui. Este singurul lucru pe care îl putem lua de pe acest pământ, nimic altceva. Caracterul. Ce am? Ce îmi doresc? Cine sunt? Și pe cine las să mă definească în viața mea? Dintre toate.
numele Domnului Iisus, închidem serviciul divin și vom cânta imnul Nu te îndoi, ci crede. Părinte Ceresc, să-ți mulțumim că Tu ai ales în locul nostru, locul unde să ne naștem, părinții pe care să-i avem, circumstanțele necesare, astfel încât să ne formăm caracterul Tău. Venim să recunoaștem că de prea multe ori am fost Iacov, am dorit făgăduințele Tale, dar le-am obținut așa cum ne-am dorit, foarte repede, pentru că nu știm să așteptăm timpul Tău. Ajută-ne să avem credință suficientă, astfel încât să nu ne mai purtăm singuri de grijă. Ajută-ne să Te lăsăm pe Tine să fii cu adevărat Dumnezeu în viața noastră și să nu ne mai fim singuri proprii Dumnezei. Știm, Doamne, că vrei să fim un Iosif. Știm că vrei să ne înveți să ne dorim un singur lucru pe Tine. Iar știm că Tu ești suficient de credincios, de bun și de iubitor, astfel încât să ne oferi toate binecuvântările de care avem nevoie ca să devenim cu adevărat fii ai Tăi prin caracter și nu doar prin înfiere, astfel încât planetele care nu pot alege altfel decât pe Tine să poată să recunoască în noi caracterul Tău, iar Tu să poți spune: acesta este fiul meu, fica mea, în care îmi găsesc toată plăcerea. Ajută-ne, Doamne, să reușim să Te avem pe Tine care să ne definești. Și nu mass media, nu societatea, nu rudele, nu biserica, nimeni. Să Te lăsăm doar pe Tine să ne definești. Și astfel vom avea o definiție corectă. Astfel îngerii vor spune despre noi caracterul Tău. Chiar dacă oamenii ne pot strica reputația, chiar dacă diavolul încearcă din răzputeri să fim de partea lui, ajută-ne, Doamne, să Te alegem, indiferent de consecințe, doar pe Tine.
pentru că doar astfel tu poți transforma cel mai mare rău în cea mai mare binecuvântare. Îți mulțumim că existi, că ne-ai adus pe noi la existență, te rugăm să binecuvintezi părinții care ne-au crescut, copiii pe care îi avem, ajută-ne să le oferim un singur lucru, ceea ce avem mai de preț, pe tine. Îți mulțumim că ne asculți și că ne binecuvintezi pentru că te-am rugat în numele Domnului Hristos și îți mulțumim pentru aceasta. Amin. Amin.